Salutare și bine v-am găsit, sunt Thomas și astăzi să jucăm Outlast 2 Demo. M-am gândit dacă să fac gameplay-ul ăsta sau nu, adică sincer să fiu, mă cam strânge un pic în pantaloni. Dar m-am echipat cu țigări și cel mai probabil e să fac un infart. Setările sunt ok, totul pe maxim și... No. Dar... Ai, ce greu e să apăs! Oh, Doamne! Am jucat înainte 2 minute și era să fac... Fai, dar nici măcar nu trebuie să aștepți jumpscare-urile ca să faci infart în jocul ăsta, deci e... Îi distruge psihicul încet, jocul ăsta, încet, foarte încet. Deci pe când, chiar dacă știi jumpscare-urile, pe când apuci să ajungi la jumpscare-uri, ești distros psihic și nu-ți mai amintești. Cred că o să fie un joc de succes maxim. Dar nu vă imaginați cumva că joc cu... căștile, deci să nu credeți. Am niște Razer Chroma 7.1, da, pe boxe, deci am încercat să joc cu căști 10 secunde și am crezut că, Doamne, deci era jocul ăsta aici să faci infart, deci... Asta o să fie un speed walkthrough făcut de mine. Aștept acum să-mi scoată Mafia 3, că s-o crecuit într-un fel sau altul la 30 de frame-uri. Dar după cum am spus, s-ar putea să nu termin walkthrough ăsta, că poate să fac infart. Deci ferească sfântul. Wow. Pur și simplu nu vă puteți imagina cât e de scary jocul ăsta. Deci nu vă... Nu vă puteți imagina. Ai, ferească sfântul, Dumnezeule și Maică Preacistă, Nezo. Da, dacă nu s-ar bloca atâta. Vai, fut... Aaaa!
Absolut minunat. Ce Dumnezeu de... Cine face jocurile astea? Cine face jocurile astea? Cine? Primesc un pic de stutter. To look behind, hold left alt. Hristoase! De ce îmi faci asta? Doamne, că fac infart! Ok. This is actually a nice classroom, for fuck's sake. Baterii. Bun, mulțumim. Ok. Cineva râde. Pot să mă duc în ambele părți? Ok. Ok. Una închisă. Deci, teoretic e... Taci odată că tâmpesc! Perfect. Mi se pare normal. 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 Ai, îmi doare capul. De ce? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce-i? Mă ia cu friguri. Ce, trebuie să mă uit în dulap? Dar normal că trebuie să mă uit în dulap. Ești prost? Dar vreau să vor să facă infart oameni. Doamne! Normal că mi s-au descărcat bateriile, că mi-aș... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A trecut ceva pe lângă mine, băgamiaș. Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Ce pizda? Ce pizda, măsi? Ce se întâmplă, mă? Și mă pot ascunde, aia am înțeles. Bun. Și acum dacă ies? Și acum jumpscare, nu? Vai, Doamne, holul ăsta e prea lung. Ce se întâmplă? Hristos! Aoleu!
Da, Dumnezeule, cine a făcut jocul ăsta? Bă, ești prost? Bine, că să-și blochează. Mă, lasă, mă, du-te, mă. Vai, Dumnezeule, că mor aici, vai de capul meu. Alan de porumb, normal. Și mai și se acadează. E interesant că și la mine, lângă ușa de la birou, sună. Pic, nu pot. To pick, hold Q or E. Nu-i băiatul. Caută băieții, bine pe aici. Nonima. Băi, ești prost? Acum nu mă mai caută nimeni, așa? Acum nimeni nu mai are treabă cu mine. Vai, băga mi-a șpula. Băga mi-a șpula, el joc. Că nu mai înțeleg nimic. Aici n-am, deci pe aici trebuie să cad. La cadările astea sunt grozave în jocul ăsta. Ferească bunul! Hai de capul meu, nu! What? 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 Oh, hai de cap... Bun! Păi, cam asta a fost pentru demo de astăzi. Nu uitați să vă abonați, dați like, share, subscribe. A fost o experiență interesantă. Mă bucur că am reușit să-l termin. Da. Mi-au plăcut, spre deosebire de nimic. Outlast 1 a fost perfect. Ăsta îi datelor, deci e imposibil. E prima dată când văd partea a doua unui joc horror să fie super. Scuze, îmi băteam țigara. După cum ziceam, mi-a plăcut foarte mult. Nu-ți dai seama de jumpscare-uri. Știu că m-am uitat la PewDiePie la 2 sau 3 minute, dar că nu vreau să iau spoilere, că vreau să-l joc și eu. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți mai vedeți mai mult content de genul ăsta și sper și vă rog să nu, că o iau razna, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii. Cam asta a fost, o să văd dacă mi-am scos Mafia, dacă mi s-a scos și să încerc să-l instalez. Ne vedem în episodul următor, eu sunt Perin și vă urez o zi bună, salutare!